Cea mai nouă biserică din Suceava, ce îl are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Spiridon, și-a sărbătorit astăzi hramul. Comunitatea parohială din cartierul George Enescu face eforturi de 15 ani pentru a ridica un nou locaș de cult. În prezent, acesta este pregătit pentru începerea lucrărilor de pictură. În mijlocul credincioșilor din parohia Sfântul Spiridon s-a aflat astăzi înalt preasfințitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, după care a rostit un cuvânt de învățătură. Cunoașterea lui Dumnezeu în credința, în învățătura creștină, ortodoxă, în credința noastră, se dobândește, în primul rând, prin curăția inimii. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Sigur ne ajută și învățătura pe care o primim pe băncile școlilor primare, gimnaziare, liceale, universitare. Însă dacă nu avem credința tare, dacă nu avem curăția inimii, nu putem înțelege tainele lui Dumnezeu și pe Dumnezeu. Răspunsurile la strană au fost date de grupul psaltic Sfântul Ioan cel Nou al asociației Psaltichia din Suceava. În primăvara anului 2001, pe 17 martie, s-a sfințit locul de biserică, iar pe 8 aprilie s-a ridicat acea capelă, prima capelă, în care s-a slujit timp de aproape 15 ani, deci în capela pe care o avem noi. Și biserica noastră, iată, sărbează ca în fiecare an praznicul Sfântului Ierarh Spiridon cu bucurie, în prezența multor credincioși care vin aici, pentru că în oraș nu este nici în zonă, de câte am înțeles, nu este hramul Sfântului Spiridon și de aceea multă lume vine cu multe evlave aici la sărbătoarea Sfântului. Bucuria noastră este deplină pentru că și lucrările au înaintat foarte mult, mai avem pictura de executat și finalizările gardului exterioare și amenajări. Sperăm ca în anul 2018 să facem sfințirea bisericii. La final, ierarhul a săvârșit o slujbă de pomenire pentru ctitorii trecuți la Domnul.